Bună seara, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să vedem pentru dumneavoastră, general, servici, dragoste, bani și sănătate pentru luna martie 1 până pe 13 martie. Să vedem la general ce iasă pentru Capricorn în general. În general, pentru dumneavoastră, văd că lumea vă apreciază foarte mult la servici, cei din jurul dumneavoastră. Ceva stagnează, ceva ce așteptați dumneavoastră și trebuie să fiți siguri că faceți lucrurile cum trebuie la servici sau în planurile ce le aveți, pentru că cineva vă înșală și veți descoperi. Văd că aveți timpuri bune, veți alege ceva, cineva pleacă din viața dumneavoastră, trebuie să faceți o alegere, să închide o ușă, să deschide alta. Văd fericire, sănătate, însănătoșire. Și mai văd că trebuie să acționați înainte să gândiți înainte să acționați, mă scuzați. Gândiți-vă bine înainte să spuneți ceva. Sau să reacționați dacă este vreo discuție, nu spuneți nimic mai bine. Văd aici în casă că unii sărbătoriți, poate cumpărați o casă sau poate mergeți undeva în familie. Aici v-am mai spus că se închide noi, închide uși și se deschide o nouă oportunitate pentru dumneavoastră, dar trebuie să lăsați ceva în urmă, prima dată. Haideți să vedem pentru Capricorn, pentru servici. Oh. Asta așa că le-am amestecat. Bun. Haideți să vedem pentru servici. Pentru servici, ia asul de bâte, judecata, șapte de cupe. Haideți să vedem. Văd la servici ceva nou, pozitiv. Ceva vine repede, se schimbă repede. Parcă vrei să pleci chiar dacă e bine. Dacă până acum ce ai făcut tu la servici, vine judecata. Ce înseamnă? Că dacă tu până acum ai fost ok la servici, te-ai înțeles cu toată lumea, la șef le-a plăcut de tine, n-ai făcut nimic greșit, vei avea un foarte mare succes în cariera ta. Dar dacă ai avut ceva neplăceri, vei avea o neplăcere în carieră, un necaz în carieră, pot să spun. Aici nu tot ce strălucește este aur. Trebuie să învățați de la cineva despre afacere pe care o vreți și cum puteți să învățați. Poate trebuie, vreți să deschideți ceva și știți că cineva are această afacere. Atunci invitați-l la masă cu dumneavoastră, mergeți în oraș la o masă cu această persoană și întrebați-l și veți afla multe și învăța multe de la această persoană sau de la aceste persoane. Văd mișcare, că veți schimba ceva. Dar deocamdată trebuie să vă mulțumiți cu ce aveți, să nu vă plângeți de milă, să vă mulțumiți cu ce aveți în afaceri și în muncă. În dragoste. Este o fază luminoasă, iasă aici, dar este o fază luminoasă și ușoară va veni în viața dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți dumneavoastră un lucru, că un partener nu te completează. Tu ești complet și sau completă și fără partenerul respectiv. Partenerul este ca o gheață sau o cireașă, cum vreți să-i spuneți, peste viața dumneavoastră completă. Deci dumneavoastră trebuie să vă simțiți bine și singur, nu numai cu cineva. Deci nu vă completează, ci este o gheață deasupra vieții dumneavoastră, de pe viața dumneavoastră completă. Cei care sunteți singuri văd multă distracție, întâlniți oameni noi, dar nimic serios.
Pentru unii, dragostea este în centrul vieții dumneavoastră. Iasă aici îndrăgostiții. Între soț și soție este dragoste, este foarte bine, foarte bine aspectată dragostea. Păi relațiile sunt foarte bune. Trebuie să nu fiți impulsivi și să fiți mai dulci. Aici, ultima, o femeie, mamă, soacră sau o femeie care se bagă în relație, chiar dacă ea vrea sau nu vrea, poate inconștient, se amestecă în viața dumneavoastră și poate partenerului sau partenerei nu-i prea place sau poate nici dumneavoastră, chiar și dumneavoastră o să vă dați seama și o să spuneți, o, păi nu-i chiar foarte bine. Am pus asta tot aici. Da. Așa, pentru bani. Haideți să vedem bani pentru Capricorn. Așa. Pentru Capricorn, bani. Văd un bărbat. Să ies un bărbat. Ne, da, un bărbat. Va juca un rol foarte important în finanțe pentru dumneavoastră. Poate veți lucra cu el, poate este un asociat care vă ajută foarte mult, să cereți la el ajutor. Veți primi ce așteptați, e mai bine decât vă gândiți dumneavoastră. Veți primi toate roadele muncii dumneavoastră și ce ați făcut, ce ați lucrat. Trebuie să învățați să gândiți în finanțe. Primiți ceva vești despre niște investiții, pierderi. Ceva vești nu prea bune. Ceva pierderi, poate pierdeți la loterie sau la ce, dacă ați fost jucat sau ați făcut ceva. Nu prea e bună cartea aceasta. Primiți bani răsplată, poate cumpărați o casă aici. Veți fi foarte fericit, mașină. Pentru unii banii vor veni foarte ușor, dar să nu cheltuiți chiar tot. Chiar dacă vă vin acești bani, mai mulți decât de obicei, cred că vor veni. Haideți să vedem la sănătate, Capricorn. Până la urmă am avut cărțile bune. Dacă le-am tot amestecat cu altele. Da. Așa. Sper să fie acele, nu sunt acele, așa spune, care au fost. Nu treceți peste o ceva boală sau... Nu puteți trece peste o boală, poate o supărare din trecut, care vă afectează foarte mult și sănătatea. Sau trebuie să vă gândiți la prezent și la viitor. Nu vă gândiți la trecut, pentru că nu e bine. Aveți tratamente cu succes, aveți pe doctor sau ce aveți, foarte bun. Văd stres, anxietate. Trebuie să vă odihniți bine, să mâncați bine, să mâncați la timpul potrivit. Mâncați cam dezordonat, eu vă văd, pe unii dintre dumneavoastră. Aveți nevoie să fiți pozitivi, aveți nevoie de meditație, nu alergați toată ziua, mai stați, trebuie să stați între oameni pozitivi, nu între oameni care se plâng toată ziua și negativi. Poate trebuie să mergeți la doctor pentru ceva. Lucrați foarte mult, vă mișcați foarte mult și vă obosiți, aveți dureri de spate, poate de mâini, picioare. Unii aveți nevoie de îngrijire medicală. Poate nu știți, dar veți ști. Nu toată lumea, nu pentru toți e valabil. Și aveți nevoie de timp de odihnă și de timp să fiți singuri. Toată lumea are așa ceva. Deci să vă odihniți și să vă relaxați. Și vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Mulțumesc frumos că v-ați uitat!